2 Corinteni 5 cu 15. Și el a murit pentru toți. Pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Se citează din 2 Corinteni capitolul 5, însă acolo versetul 14 spune: dacă unul a murit pentru toți, toți deci au murit. Întrebarea este: a murit fiecare om de pe planeta Pământ împreună cu Domnul Iisus Hristos? Răspunsul este nu. Apostolul Pavel ne arată în toate epistolele că moartea împreună cu Hristos față de păcat, față de puterea, față de condamnarea, față de pedeapsa păcatului, aparțin doar copiilor lui Dumnezeu. Este absurd să spunem că fiecare om a murit împreună cu Hristos. Versetul 15, el a murit pentru toți, pentru ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel care a murit și a înviat pentru ei. Oare sunt toți oamenii care au înviat împreună cu Hristos și trăiesc pentru Dumnezeu? Răspunsul este nu. Vedeți, este o legătură care se face între moartea împreună cu Hristos și a trăi pentru Hristos. Este o singură categorie de oameni. Aici toți sunt toți cei care au murit cu Hristos și au înviat împreună cu Hristos și care acum trăiesc pentru Hristos. Fiecare om a murit, a înviat și trăiește pentru Hristos? Răspunsul este nu. Deci se referă la toți cei credincioși. Apostolul Pavel trage o concluzie apoi în versetul 16, unde spune: astfel încât noi de acum nu cunoaștem pe nimeni potrivit cărnii. Păi de ce nu mai cunoaște pe nimeni potrivit cărnii? Pentru că spune că dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus, iată, toate s-au făcut noi. Toți sunt în Hristos? Toți sunt creații noi? Răspunsul este nu. Pe toți oamenii îi vedem noi diferit ca și cum ar fi al lui Hristos? Răspunsul este nu. Vezi dumneavoastră, tot pasajul acesta vorbește despre cei credincioși într-un mod cât se poate de evident, izbitor. Nu există nici măcar un pasaj în Sfânta Scriptură care să vorbească despre necredincioși că au murit sau au înviat împreună cu Hristos. Este absurd să se facă o asemenea afirmație, dar vedeți, când ai o predică în care ciupești versete de aici și acolo și le tragi către audiență, este greu să faci studiu pe text și să aduci argumente valide. Este foarte greu, este aproape imposibil să faci lucrul acesta.